Bun găsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacoste, discutăm astăzi despre un subiect pe muchie de cuțit. Vorbim despre cele mai crude femei din istorie, un volum semnat de Alain Leclerc apărut la editura Niculescu. Cele mai crude femei din istorie, începând cu Salomea și terminând cu Imelda Marcos, dar și cu doamne mai puțin cunoscute care însă au făcut în felul lor trist istorie, de exemplu prin lagările de concentrare. Așadar, avem aici o istorie a cruzimii feminine, o carte care ar trebui citită și de psihologi și de psihiatri, dar și de bărbații care ar trebui în felul ăsta să-și justifice sperietura. Elisabeta Bathory este, desigur, unul din personajele principale în această carte, un personaj căruia îi se dedică foarte multe pagini și pe bună dreptate. Ea reprezintă și în acest moment un etalon de cruzime la care foarte mulți dintre noi ne raportăm atunci când vorbim despre cruzimea feminină. Semne care prevesteau dezechilibru la Elisabeta Bathory. Elisabeta Bathory, fiica baronului George Bathory și a baronesei Anna Bathory, s-a născut în anul 1560 într-o familie puternică protestantă din Ungaria, în care numeroși membri ocupau poziții importante. Era înconjurată de lingușitori îngăduitori care au crescut-o astfel încât să se creadă superioară. Într-adevăr, slujitoarele ei erau angajate pentru a-i satisface toate capriciile. Vărul său, Ștefan Bathory, a devenit principe al Transilvaniei în 1571, pe când ea avea 11 ani, iar mai târziu, acesta a devenit regele Poloniei. Un alt văr al său a fost numit Palatin sau vicerege al Ungariei. În parte, din cauza originilor sale aristocratice, în familia Bathory există dovezi al unui comportament psihotic extrem, care astăzi ar atrage atenția medicilor. Căsătorile consangvine, obișnuite la acea vreme, în special în familia Bathory, erau considerate drept un mod de a păstra puritatea sângelui nobil, având consecințele fizice sau psihice pe care astfel de practici le pot provoca. Una dintre mătușile Elisabetei era renumită pentru cruzimea ei, iar unul dintre unchii săi era un criminal oribil care pierduse orice legătură cu realitatea. Elisabeta a dat semne de dezechilibru mental încă de când era mică. Era predispusă la accese incontrolabile de furie și suferea de asemenea de crize de epilepsie. O copilărie stabilă ar fi putut-o ajuta să se lupte cu demonii ei, numai că adeseori era martora unor acte de tortură săvârșite de oficial pe proprietatea familiei, precum și a unor execuții publice. Potrivit Elisabetei, slujitorii și țăranii erau ființe neevoluate și de-abia puteau fi numiți oameni. Încă, de foarte devreme, ea a manifestat o oarecare indiferență față de durerea lor. Elisabeta era o femeie extrem de cultivată pentru epoca ei și avea un talent deosebit pentru limbile străine. În timp ce mulți oameni care proveneau din înalta societate erau încă analfabeți, ea era capabilă să citească și să scrie în maghiară, greacă și latină. Se spunea despre aceasta că era foarte frumoasă, că avea pielea de alabastru și ochii mari și negri. Trebuia să fii nebun să nu-i remarci frumusețea. Elisabeta Bathory s-a căsătorit foarte devreme, soțul ei era analfabet, dar au descoperit că au foarte multe în comun, de exemplu, jocurile sadice. V-am citit destul despre Elisabeta Bathory, să vă citesc ceva despre torționarii feminini din ultimele decenii. Este uimitor cum aceste femei, atât de adulate de bărbați pentru că întruchipează blândețea, prima calitate pe care ei o așteaptă de la partenerele lor, se schimbă în niște monștri. Acest fapt poate fi observat în principal în perioadele în care se simte mirosul de praf de pușcă și zgomotul de bocanci, devenind torționari, aparent lipsite, de orice sentiment, de orice conștiință. Ele nu devin ca Leila Khaled, luptătoare pentru o obediență politică, neacordând nicio importanță victimelor bilaterale ale faptelor lor. Nici nu întruchipează o figură de genul lui Folan Devi, luptând pentru o cauză cu dublu chip, egalitatea categoriilor sociale și eliminarea dominației bărbatului asupra femeii. În privința ultimelor decenii ne vom limita la două femei, Ilse Koch, poreclită cățeaua de la Buchenwald, torționar moral și fizic, și Lindy England, soldat al țării care se dorește garant al demnității umane, pierzând ea însăși orice respect față de specia umană prin torturile sale psihologice asupra prizonierilor din Abu Ghraib în timpul ocupației armate americane în Irak. Și fiecare din cele două, Ilse Koch și Lydia England, sunt descrise, li se face un portret psihologic complex în paginile ce urmează, dar eu o să vă mai citesc și despre femeile complice ale pedofililor infanticizi.
Nu vom insista asupra detaliilor sordide care au apărut pe prima pagina ziarelor vreme de luni și ani de zile. Complicitatea lui Michel Martin și a lui Monique Olivier în faptele oribile comise de partenerii lor, Marc Dutroux și Michel Fourniret. Problema este să putem înțelege ce le-a putut motiva pe aceste femei să colaboreze activ la răpirea victimelor, la sechestrarea lor, la violurile și crimele comise de către tovarășii lor de viață. Ambele vor pretinde că au fost victimele unor criminali. Cu toate acestea, în special în ceea ce o privește pe Monique Olivier, complicitatea lor cu autorii acestor monstruozități le-a adus, se pare, sentimentul de împlinire a naturii lor sadice, ele fiind, poate inconștient, motorul, dacă nu chiar instigatoare, la săvârșirea acestor crime. Cele mai crude femei din istorie, Alain Leclerc, editura Niculescu, o carte care vorbește, de fapt, nu despre femei și feminitate, ci despre felul în care agresivitatea poate să devină universală, despre faptul evident că răutatea și cruzimea sunt deopotrivă regăsite în ambele genuri, masculin și feminin. Citiți, dragii mei, că nu vă face rău. Pe data viitoare!